spunem un bun venit în casa Domnului, trebuie să ne obișnuim că aici este casa Domnului și oriunde suntem strânși în numele Lui, este casa Domnului. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era de la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim înaintea acestui Dumnezeu care este lumina noastră, care a dat în lume ce a avut mai scump, ca să trăim ca fii ai luminii.
început, sfârșit și început. Doar Tu ești Dumnezeu. Tată, Tu și Fiul, ai fost, vei fi mereu, ai fost, vei fi mereu. Ce mare ești Tu, bogăta. Ce mare ești Tu.
înalță-i numele, al său nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Eu păzii soarele răsare, eu vin să cânt spre slavă. Câteodată motivele de laudă și de mulțumire parcă izbucnesc din inima noastră. Și sunt alte dăți când trebuie să ne spunem inimii, inimă, laudă-L pe El. Îl vedem pe David de atâtea ori poruncind parcă sufletului să aducă laude înaintea lui Dumnezeu. Și asta spune un adevăr mare despre ce este Dumnezeu pentru noi. Noi nu îl lăudăm doar pentru lucrurile care le aduce în viața noastră. Îl lăudăm și îi mulțumim pentru că El este bun. Și bunătatea Lui s-a arătat prin faptul că a dat pe Fiul Lui pentru noi. Așa că oricând, în orice moment, trebuie să ne îndemnăm inima să-L laude pe El.
Vreau să mai citesc un verset din Ioan. Spune în capitolul 17, versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, care l-ai trimis tu. Ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului și atâția Moș Crăciuni vedem și atâtea alte lucruri care n-au nicio legătură cu Iisus Hristos, pruncul născut în iesle. Și viața veșnică asta înseamnă, de fapt, ca toți să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos care a fost trimis. Tot în același capitol spune, este de fapt, sunt cuvintele lui Iisus și este rugăciunea lui Iisus. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Este dorința lui Iisus. Ne vom bucura și sărbătorim venirea în lume a pruncului Iisus. Ei bine, Iisus a crescut, Iisus s-a rugat pentru noi și asta a fost dorința Lui, ca noi să fim una. Și dorința Lui a fost ca lumea să cunoască că Dumnezeu L-a trimis și că El este singura salvare și mântuire. Aș vrea în momentele următoare să facem o rugăciune în care să ne rugăm pentru noi deopotrivă și pentru toți oamenii nemântuiți din orașul ăsta, în mod special pentru cei care vor veni în zilele acestea și de seară și în următoarele zile când ne vom întâlni aici, vor veni aici și vor auzi cuvântul lui Dumnezeu. Dorința lui Iisus asta a fost și este și va rămâne întotdeauna, ca oamenii să cunoască că El este trimisul, că El este Mesia. Haideți să avem o rugăciune în care să ne rugăm pentru ei și totodată să ne rugăm pentru noi să fim o mărturie bună, să fim uniți și prin asta ei să cunoască că Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm.
Salvator, cu viața mea te preamăresc și vreau să spun că te iubesc. Ești pace, tărie, tur de scăpare și alin, sufletul gândeam să mai facem o rugăciune înainte să încheiem timpul ăsta de închinare și de laudă. Ne întâlnim deja, nu știu a câta oară, în locul acesta și aș vrea să ne rugăm pentru locul ăsta. Ne-am rugat și ne rugăm mult pentru noi, biserica, ca și oameni. Aș vrea în dimineața asta să binecuvântăm și zidurile acestea și să cerem lui Dumnezeu binecuvântare peste locul acesta, să cerem protecția Lui când ne vom strânge aici și când nu vom fi aici. Dumnezeu binecuvintează și lucrurile materiale. Să ne rugăm de asemenea pentru cei care lucrează. Dumnezeu să le dea înțelepciune, să fie oameni iscusiți până la capăt în lucrarea asta. Și Dumnezeu să ne asculte și ne ascultă. Haideți să ne rugăm.
Tată din ceruri, îți mulțumim pentru dimineața asta. Îți mulțumim că Tu asculți rugăciunile. Îți mulțumim că Tu ești prezent aici. Dumnezeule, Te rugăm să binecuvintezi casa pâinii. Te rugăm să binecuvintezi lucrarea care se face încă aici. Te rugăm, Dumnezeule, să binecuvintezi locul ăsta cu putere, cu prezența Ta, ori de câte ori ne vom strânge aici. Te rugăm să binecuvintezi orice persoană care va intra în locul ăsta astăzi și în zilele următoare. Mă rog ca Tu să dai mântuire în zilele acestea, în luna asta. Mă rog pentru cei nemântuiți care vor veni aici în casa Ta. Dumnezeule, adu lumina în viața lor. Adu pacea în viața lor. Adu armonie în familiile din care vin. Dumnezeule, Te rugăm să Te descoperi cu putere între noi în locul acesta. Și Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Puteți să ocupați locurile și haideți să continuăm să cântăm și să înălțăm numele Lui. Oh,
Să fiți mult binecuvântați și bineveniți în casa Domnului. E așa de plăcut aici încât o să avem o problemă când trebuie să ne mutăm din nou pe Drăgălina, dar credem că cu ajutorul Domnului, în curând, nu știu chiar exact ce înseamnă acest în curând, și Domnul Iisus a zis că El vine în curând, dar n-au chiar știut creștinii ce înseamnă în curând. Acum eu cred că pentru noi în curând înseamnă anul viitor, cu ajutorul Domnului, să putem să ne mutăm aici. Slăvit să fie Domnul pentru lucrarea pe care El o face, mai întâi în viața noastră și în inima noastră, că de acolo pornesc toate lucrurile. Și apoi mulțumim Domnului și pentru lucrarea care, iată, Dumnezeu o face prin noi, aici, în orașul Ogna Mureș. Slăvit să fie Domnul pentru toată lucrarea Lui. Biserica lui Hristos este chemată să descoperă dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos și de asemenea să împărtășească dragostea aceasta cu oamenii din jur. Și aș dori ca în continuare să vizionăm un material pe care l-au pregătit frații noștri. Așa după cum majoritatea dintre dumneavoastră știți, în săptămânile care au trecut, unii frați de aici din zona noastră au fost plecați în Ucraina ca să dea o mână de ajutor la un orfelinat care este acolo și mai multe lucrări care se fac acolo și în care am fost implicați și până acum. De asemenea, dacă ne-am rugat pentru ei ca Domnul să-i însoțească, Domnul să-i binecuvinteze, acum vreau să mulțumim Domnului pentru ceea ce Dumnezeu a realizat prin ei. Iată cum noi, o mână de oameni care credem că suntem mai izolați aici și avem o misiune doar pe plan local, Dumnezeu ne cheamă să avem o misiune mult mai largă. Și slăvit să fie Domnul că prin oamenii pe care El i-a chemat pentru aceasta, iată, suntem implicați chiar și dincolo de hotarele țării noastre. Acum vă invit să vizionați acest material, să vizionăm împreună și după aceea ne vom pregăti să ascultăm laudele Domnului și apoi ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Mihai Trifan, care ne va vesti în această dimineață cuvântul Domnului. Domnul să fie slăvit prin tot ceea ce facem aici. Domnul să fie glorificat în viața noastră, prin trăirea noastră, prin cuvintele noastre, prin slujirea noastră, prin tot ce facem noi. Amin. Nu mă urc, o să stau liniștit jos. Dacă vă uitați în dreapta și în stânga, dacă vă uitați la clădirea noastră imensă, totul se datorează harului și binecuvântării lui Dumnezeu. Și această binecuvântare se revarsă peste viețile noastre, tocmai pentru a se revărsa și peste viețile altora. În iunie, după ce am revenit din Ucraina, împreună cu Ghiță, împreună cu fratele Nicu Gatea și cu ceilalți, am spus că ceva trebuie să facem pentru aceste 63 de persoane. Și știind că noi construim, știind că resursele noastre sunt focalizate mai mult pe biserică, în mintea noastră era așa o dilemă, oare cum va rezolva Dumnezeu cei peste 3.000 de euro pe care i-am folosit pentru proiectul acesta. Au văzut pozele de la cămin, niște oaspeți care au venit la Nicu și această durere care a fost în inima noastră, a pus-o Dumnezeu și în inima lor și au dăruit 3.450 de euro pentru proiectul acesta. Ghiță și cu Dorin de la Lunca Mureș, cu Feli și cu Ștefan de la Biserica Bunul Samaritean și bineînțeles cu alți 10-15 voluntari de acolo, în 10 zile de muncă efectivă au dat o nouă față căminului de acolo. Cum vă spuneam, sunt 63 de persoane care trăiau în condiții destul de nasoale, mai sunt încă lucruri de făcut. Ce s-a făcut acum a fost doar să se renoveze spațiul unde se pregătește, unde se primește mâncarea, unde se spală, unde se cel de lângă bucătărie, calorifere vechi, grese și faianță de pe vremea comuniștilor, probabil după al doilea război mondial. Inițial am spus că doar punem gresia și faianța, când au ajuns băieții acolo au scos afară tot pavimentul, au trebuit să toarne, să aducă balastru, nisip, ciment, betonieră, să refacă
toată instalația de evacuare și de la toalete și la toalete, la chiuvete. Aici era instalația veche, antică. Pur și simplu au luat tot de la capăt. Când am plănuit în biroul la Nicu, înainte să plece, am plănuit, cred că, jumate din ceea ce vedeți. Și băieții au făcut mult mai mult. Bineînțeles, au venit instalatori și electricieni din loc. Satul Mahala, unde este căminul acesta, este un sat aproape de numărul de locuitori al Ognei Mureș, undeva în jurul 10.000 de locuitori, extraordinar de mare și de întins, majoritatea dintre ei vorbesc românește. Prima dată am fost în 2004 acolo, eram cu George Găvruș în echipă și slujeam în Mahala. Oamenii sunt foarte răi și foarte împotriva creștinilor. Când au aflat, și îmi spunea Ghiță, când au aflat că suntem pocăiți și sunt pocăiți cei care au făcut asta, mai să ne scoată de afară, așa de răi, și oarecum erau loviți în orgoliu, cum adică pocăiții vin să le facă lor lucrarea asta. Totuși Dumnezeu a dat biruință și faptele au vorbit de la sine fără să fie nevoie de predicare. Totuși în ultima zi, penultima zi, a fost și doamna primăriță, le-a mulțumit. Îl cunoașteți pe Feli, mulți dintre voi, un om care are și el câteva dizabilități pe parte, dar Dumnezeu i-a dat har și mâinile lui sunt de aur, cum spunea fratele Grișa, prietenul nostru din Ucraina, și a făcut o lucrare extraordinară. Da, totul nou, frumos, elegant, curat. Asta se întâmplă când vine Hristos în viața ta. Curăție, noutate, prospețime, frumusețe. Asta e Evanghelia trăită și anul viitor, dacă Dumnezeu ne va ajuta, o să mergem să renovăm și câteva băi acolo la ei și sala de dușuri. Calorifer nou, instalație nouă electrică. Aici undeva doamna directoră, doamna primăriță a satului, a comunei. Chiuveta nouă. Și aici sunt băile lor. O să trebuiască să facem câțiva pereți despărțitori și să aranjăm puțin, dacă va fi cu voia Domnului. Și aici sunt câțiva dintre copiii și tinerii pe care i-am slujit și pentru care a fost făcută lucrarea aceasta. Mulțumesc lui Ghiță, mulțumesc lui Dorin, lui Feli și lui Ștefan care au slujit și au fost efectiv acolo. Mulțumim sponsorilor noștri. Practic, biserica noastră și bisericile din oraș au susținut doar transportul până acolo și mâncarea lor acolo, Dumnezeu să o binecuvinteze. De asemenea, rugați-vă pentru proiectul acesta, pentru directorul care este român, pentru primărița de acolo. Și de asemenea, cu ocazia sărbătorilor, nu mergem în Ucraina anul acesta, dar mergem în Republica Moldova. Luni după prima duminică, împreună cu încă 3 persoane, de asemenea vreau să vă spun că mai există 2 locuri pentru 2 persoane care vor să vină în Republica Moldova. Vestea bună este că nu-i nevoie de pașaport, pentru că de anul trecut, din iunie, se poate merge în Republica Moldova doar cu buletinul. Așadar, dacă sunt 2 persoane care vor să vină, există loc.
dacă Dumnezeu vă vorbește, sunteți bineveniți. Și de asemenea, dacă sunteți unii dintre dumneavoastră care aveți pachet, o haină, ceva de trimis pentru persoane care au nevoie, puteți să ne întrebați și să le aduceți până în prima duminică din anul viitor, pentru că lunea cealaltă o să fie plecarea. De asemenea, mulțumim pentru dărnicia pentru familiile sărace, mâine și poimâine, împreună cu Ghiță și cu grupul de la social, cu Emi, cu Cătă, cu Ilie, cu Emil, o să facem vreo 7 pachete pentru 7 familii. Rugați-vă pentru noi și rugați-vă că împreună cu dărnicia noastră, Hristos să atingă viețile oamenilor pe care îi slujim. Mulțumim! Duminica aceasta este cea de-a treia duminică și, așa după cum știți, în fiecare a treia duminică ne rugăm și susținem financiar lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei, de misiune. Îl avem pe fratele Florin Bucur, pe care îl susținem în continuare în misiunea care el o face. Mulțumim fraților noștri care, iată, slujesc cu succes și în Ucraina și în Moldova. Și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Nu toți putem să mergem acolo, dar toți ne putem implica. Toți putem să oferim. Toți putem ca să încurajăm pe cei care merg acolo și să îi binecuvântăm, să ne rugăm pentru ei. Aș vrea ca, înainte ca să ascultăm laudele Domnului și înainte ca să mai facem o colectă specială în această zi, aș vrea să ne rugăm pentru oamenii aceștia care s-au pus la dispoziția Domnului. Să binecuvinteze Domnul echipa aceasta care a fost cea care va merge în Moldova, să ne rugăm și pentru fratele Florin Bucur și dorim ca Dumnezeu să lase prin ei binecuvântarea Domnului în viețile celor care, iată, au nevoie de ajutor. Și astăzi e nevoie de oameni care să ofere dragostea lui Dumnezeu, să o descopere, așa cum spuneam, și să o împărtășească și cu ceilalți. Și o modalitate prin care putem să împărtășim dragostea asta lui Dumnezeu este și aceasta, să oferim. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze echipele de misiune și să mulțumim totodată Domnului pentru anul 2015 în care aceste echipe au făcut o lucrare minunată pentru slava și gloria Domnului și apoi voi anunța cum se vor desfășura lucrurile în continuare. Mulțumim, Doamne, pentru oamenii care s-au pus la dispoziția Ta în vremea aceasta, Doamne, și care împărtășesc dragostea Ta cu ceilalți oameni. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți cei care în anul 2015 au fost implicați în diferite lucrări și misiuni. Mulțumim, Doamne, pentru binecuvântarea care a adus-o în viețile oamenilor prin slujirea lor. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru dragostea lor pentru Tine și pentru dragostea lor pentru oameni. Mă rog, Doamne, ca și în continuare
ajutorul, sprijinul și binecuvântarea Ta să fie peste ei, Doamne. Îți mulțumim pentru Biserica Maranata, pentru cei prezenți aici, care cu inimă bună, Doamne, de-a lungul unui an întreg au sprijinit lucrarea aceasta de misiune. Mă rog ca binecuvântarea Ta să fie și în viețile lor și în familiile lor, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Sfinte, pentru oamenii care au generozitate și care în acest an au participat cu bucurie, Doamne, să ducă vestea bună a Evangheliei și în felul acesta, în locuri încă necunoscute, Doamne, de noi. Doamne, vrem ca să rămânem în continuare sub binecuvântarea Ta și Duhul Tău să ne călăuzească și mai departe. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru toate. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În această duminică, de obicei, făceam o colectă pentru misiune, dar pentru că în seara de Revelion dorim să fim cât mai mulți prezenți aici, eu aș zice să fim toți, dorim ca să avem o părtășie împreună, o să cântăm, să lăudăm pe Domnul, să ascultăm mărturii, să depunem mărturii, iar la final să avem o masă și să avem o părtășie plăcută la masa aceasta. Ca toate lucrurile să fie bine și să fie într-o armonie așa cum o intenționăm noi și cum o vrea și Dumnezeu, colecta din această dimineață o facem pentru scopul acesta, pentru seara de Revelion, în care vom fi aici ca să celebrăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră, a familiilor noastre, a bisericii Lui. Așa că în timp ce îi ascultăm pe frații noștri lăudând pe Domnul, ne vom închina și cu darurile noastre de bunăvoie, destinate special pentru lucrul acesta. Jesus, cât de bun ești.
Slăvit să fie Dumnezeu, binecuvântăm numele Lui și mulțumim că din nou suntem aici, suntem la închinare, suntem la părtășie. Nu mă amintesc să fi vorbit vreodată într-o sală așa frumoasă, cu toate că încă nu e gata. Cuvântul din această zi se referă la profețiile despre Iisus. Înainte ca Iisus să vină, înainte ca El să apară, înainte să știm noi, să știe apostolii, să știe toți oamenii despre El, încetul cu încetul Dumnezeu a început să vorbească. Și era momentul în care un popor mare, un popor care a început să crească în foarte mult număr, un popor care a început să se vadă că e binecuvântat, că prin felul în care acționa, lua amploare, acapara teren, intra în toate locurile și biruia și Dumnezeu îi dădea biruință. Acesta era poporul Israel, poporul care atunci când vine aproape de Ierihon, aproape de cuceririle care urma să le facă după ce a avut deja câteva cuceriri, îl vede Balac, împăratul Moabului, împreună cu poporul său și spune că s-au îngrozit de acești oameni, de acest popor al lui Dumnezeu. S-au speriat, pur și simplu, nu mai știau ce să facă. Vedeau că sunt mulți, vedeau că sunt binecuvântați și tot ceea ce mai putea el să facă, i-a venit o idee. A zis, nu pot să-l bat, pentru că sunt mult mai mulți decât mine, sunt mult mai puternici, hai să facem ceva spiritual, să recurgem la o metodă spirituală. Și atunci a chemat pe cineva pe care îl cunoștea foarte bine și era foarte cunoscut, se pare, în lume, în acele momente, pe Balaam. A zis, îl chem pe Balaam, pentru că știu ce binecuvintează el, rămâne binecuvântat, ce blastămă el, e blestemat. Nu a reușit, nu i-a funcționat, nu i-a mers, pentru că poporul lui Dumnezeu nu poate nimeni să-l blasteme. Și Dumnezeu nu i-a dat voie lui Balaam să-l blasteme, cu toate că avea, într-un fel, un renume în această direcție. Dumnezeu nu i-a dat voie. Și atunci nu le-a reușit metoda asta și nu a mers. Și a început să-l binecuvinteze. L-a binecuvântat odată, l-a binecuvântat a doua oară. Dumnezeu i-a spus, trebuie să-l binecuvintezi pe acest popor, pe acest popor nu ai voie. Așa că poporul lui Dumnezeu nu putem nici să-l blestemăm, nu putem nici să-l lăsăm în pace, ci pur și simplu a fost obligat Balaam să-l binecuvinteze pe poporul Domnului. Și l-a binecuvântat așa cum a spus, odată, de două ori, de trei ori. Și până la urmă a spus Balac, împăratul care l-a invitat și care urma să-l plătească foarte bine și să-i dea multe bogății, în urma acestor activități, a zis, nu funcționează, n-ai făcut nicio treabă, nu m-ai ajutat cu nimic, mai mult m-ai încurcat, așa că pleacă, fugi, du-te acasă, chiar îi spune, fugi, du-te acasă, ca și cum ar zice, dispar de aici, că nu mai vreau să te văd, că tu nu mi-ai făcut treabă bună. Pentru că el, în loc să blasteme poporul Domnului, l-a binecuvântat. Dar textul care îl vom citi astăzi, înainte ca el să fugă acasă, înainte ca Balaam să plece, înainte ca Balac să plece acasă, fiecare la poporul lui să-și vadă de treburile lui, mai spune Balaam, vino și îți voi mai spune ceva, îți voi mai spune câteva lucruri. Haideți să-ți mai spun ce vrea Dumnezeu să facă cu acest popor, cum vrea să-l binecuvinteze. Și vorbește despre marea binecuvântare, despre cea mai mare binecuvântare, despre binecuvântarea în general, care Dumnezeu vrea să o aibă pentru omenire, și care este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Haideți să stăm în picioare și să citim cuvântul lui Dumnezeu din Numeri, capitolul 24. Numeri 24, începând cu versetul 15. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam, fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape.
O stea răsare din Iacov, un toiac de cărmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, stăm în această dimineață înaintea Ta și dorim să ne vorbești. Suntem cu inimile deschise, Doamne, și dorim, Doamne, să ne deschidem mai mult inimile. Dorim să ne deschidem ochii, nu doar cei fizici și cei ai minții, ai inimii, ochii spirituali, ca să Te vedem pe Tine în această dimineață, să vedem gloria Ta, să vedem slava Ta, să auzim cuvântul Tău, să Te binecuvântăm pe Tine, Doamne, prin ceea ce ne vorbești, prin ceea ce ne descoperi din cuvânt. Ne deschidem inimile înaintea Ta și Te rugăm să binecuvintezi acest cuvânt al Tău, care s-a citit, să binecuvintezi poporul Tău, să învățăm despre Tine, să înțelegem voia Ta, să înțelegem lucrarea și binecuvântarea pe care o ai pentru fiecare dintre oameni, pentru noi biserică, pentru această zonă, pentru acest oraș, pentru oamenii care nu Te cunosc și pentru întreaga lume. Tu ai venit ca să aduci viață, să aduci mântuire și îți binecuvântăm numele Tău, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să luați locuri. Zile frumoase, nu? Zile, momente frumoase, toți le-am așteptat, și cei mari, și cei mici. Eu mă amintesc când eram copil, cum așteptam cu nerăbdare, poate acum mai puțin un pic, dar când eram mai tânăr, așteptam cu nerăbdare zilele astea de sfârșit de an, când pur și simplu așteptam să vină, să fie frumos în casă, decor, aranjat, curățenie, probabil mesele mai pregătite decât alte dăți, să mă pot duce la colindat, să ies cu prietenii, cu copiii. Multe lucruri, multe evenimente se întâmplă acum, toți le așteptăm, unii așteaptă să odihnă. Asta înseamnă și odihnă, sfârșitul de an înseamnă relaxare, odihnă, liniște. Alții, care probabil nu se gândesc așa mult la lucruri spirituale, pur și simplu își doresc să fie cu familia, să fie cu cei dragi împreună, și ăsta este un lucru bun. Mulți ne-am dorit să vină aceste zile și am primit și o orare zilele acestea de undeva, pe care scria cam așa: fie ca mirosul frumos de brad, de cozonaci, de portocale și nu mai știu eu ce scria pe acolo, să vă aducă în suflet bucurie și pace și liniște. Și acum m-am gândit eu, cum e posibil așa ceva, pentru că nu funcționează, la mine nu funcționează, nu știu dacă la dumneavoastră funcționează. Probabil că, într-un fel, o anumită împlinire, da, ar putea să aducă și aceste lucruri. Faptul că totul e aranjat, faptul că totul e frumos, faptul că suntem împreună cu cei dragi, dar nu e de ajuns. Pentru că nu poate să fie sărbătoare de Crăciun sau sărbătoarea nașterii Domnului, să spun mai corect, fără Domn, fără stăpân, fără Iisus. E vorba de Iisus în aceste zile. E vorba de El. E mai mult decât decor, decât lumini. Și chiar ne bucurăm și apreciez decorul care s-a făcut. Și Iisus vorbește despre ceva verde. Chiar El însuși se numește că El e copacul verde. Și asta o spune înainte să moară, când era pe jumătate mor, să spun așa. Și totuși, e copacul, se numește copacul verde, tot el se numește lumina lumii și de aceea zic eu un decor minunat care, spun eu, îl reprezintă tot pe Iisus. Dar mai mult decât atât, noi trebuie să avem pe Iisus în inimile noastre și să ne gândim la El, să medităm, să-L acceptăm în viețile noastre în aceste zile, mai mult decât oricând și nu numai acum, ci întotdeauna. Nu există pace, nu există bucurie, nu există împlinire fără El, fără prezența Lui. Că eu nu pot să-mi imaginez cum ar fi fost viața mea fără Iisus. Nu știu dacă mulți dintre dumneavoastră s-ar gândi cum ar fi viața mea fără Iisus, fără Mântuitor, fără Izbăvitor. Și în același timp mă gândesc la cei despre care am citit, așa cum am spus, ei știau foarte puține despre Iisus. Aveau unele deja prorocii făcute, unele promisiuni făcute de Dumnezeu, dar puține.
Și așteptau o izbăvire, așteptau o binecuvântare, așteptau ceva mai mult, își doreau ceva mai mult. Mă gândesc la acest om, Balaam, care el nu era un om credincios lui Dumnezeu, ci a făcut lucrurile acestea și a avut aceste experiențe pentru că Dumnezeu l-a obligat și a spus: tu trebuie să spui ce spun eu și trebuie să-l binecuvintez pe acest popor. Și totuși, el ajunge într-un moment frumos în care poate să exclame, poate să proclame și poate să spună, așa cum am citit: îl văd, îl văd, îl văd, dar nu acum, și îl privesc, îl văd și îl privesc. Aceasta este ce m-a marcat cel mai mult când am citit textul ca să mă pregătesc, și aceasta vreau să ne marcheze și acesta vreau să fie mesajul și titlul mesajului din această zi. Îl văd. Să-L vedem pe Iisus. Să-L privim pe Iisus. Să ne uităm la măreția Lui, la slava Lui, la gloria Lui și să-I binecuvântăm numele. Pentru că este un moment în care oamenii, noi, cei care nu sunt aici, cei care vor veni de seară, toți care sărbătoresc nașterea Domnului, trebuie să Îl vadă. Balaam l-a văzut de departe. Balaam l-a privit. Dar a fost o anumită depărtare de felul în care el a putut concepe, l-a putut înțelege și de felul în care îl înțelegem noi astăzi și acum. El spune: îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. Ei, noi putem astăzi să-l vedem acum și putem să-l privim de aproape. Asta este dorința mea, ăsta este mesajul pentru dumneavoastră, pentru noi în această dimineață. Îl văd. Au trecut aproape 1500 de ani de când l-a văzut Balaam până ca el să se nască. Și de acolo încă 2000 și ceva de ani până la noi. Deci de când l-a văzut Balaam și până astăzi sunt peste 3500 de ani. Și apostolul spune că romanilor, că mântuirea este mai aproape de voi acum decât atunci când ați crezut. Dacă atunci a fost mai aproape, astăzi este mai aproape, adică Iisus este mai aproape și este gata să revină și este gata să se arate în slava și în gloria sa, este gata să vină să răpească biserica. Așa că putem să spunem mai clar, mai hotărât: îl văd de aproape. Îl privesc. Acum îl văd. În aceste momente, la prezent. Balaam, ca să ne uităm un pic asupra lui, dacă îl privim, el nu era măcar, nici măcar un profet, nu-l putem numi profet, chiar și Biblia îl numește ghicitor. Și asta este și în Cartea Numeri, și în Iosua, și în mai multe locuri. Este un personaj cunoscut pentru faptul că el putea să binecuvânteze, să blesteme, putea să vadă viitorul, putea să facă unele descântece, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Recurgea la unele descântece și prin metode de el știute, învățate, așa mai departe, făcea asemenea lucruri. Dar nu pot să spun că a fost un om credincios, nu pot să spun că a fost un profet. Cu toate astea, Dumnezeu i-a descoperit niște lucruri minunate și este adevărat ceea ce am citit și ceea ce spune el. Apostolul Petru spune despre el că a iubit plata fără de legii. A iubit plata fără de legii. Apostolul Iuda, în cartea sa, referindu-se la el, zice că mulți au căzut în rătăcirea lui Balaam. Adică a fost un rătăcit, sau cel puțin i-a rătăcit pe alții. Un om care, pentru bani, făcea aceste lucruri. Un alt lucru rău, care îl vedem în Scriptură, să zic așa, de care se ocupa el, în Apocalipsa, capitolul 2,
despre învățătura lui, o învățătură urâtă, rea. Zice că i-a învățat pe Balac să facă ceva rău, să pună o piedică poporului, să-i provoace la mâncat din lucrul jertfiteilor și la curvie. Dacă a văzut ei că nu funcționează blestemul care a vrut să-l aducă poporului Domnului, i-a provocat să facă lucrurile, i-a învățat o învățătură rea, o învățătură murdară. Și totuși mă uimesc și mă uimește faptul că a văzut ce a văzut, faptul că a auzit ce a auzit, faptul că Dumnezeu i-a descoperit așa lucruri minunate. Și pur și simplu îmi dau seama că, din experiențele lui, în primul rând, îmi dau seama că Iisus, Dumnezeu, vrea să se arate, să se descoperă oricui. De aia s-a descoperit lui Balaam, pentru că el a căutat să vadă ce se va întâmpla și cum va fi. Și oricine vrea și oricine îl caută și dorește să-l vadă pe Iisus, Dumnezeu îl descoperă. Iisus îi se descopere fiecăruia dintre oameni care îl caută și care îl doresc. Nimeni nu poate să spună astfel: eu nu sunt cu așa ceva, eu nu sunt să văd lucruri, minuni, să aud voci. Ba da, Dumnezeu vrea să vorbească fiecăruia, vrea să se descoperă fiecăruia, toți putem să auzim, toți putem să vedem prezența Lui și gloria Lui. Era deștept în felul Lui, era înțelept, pentru că a învățat, a căutat să cunoască mai mult, a căutat să priceapă mai mult. Și dacă ne uităm în capitolul 23, unde el începe să vorbească despre lucrurile care Dumnezeu îi le arată, un capitol mai în față, vedem că el începe să audă vocea Domnului și Dumnezeu îi pune cuvinte în gură. Dumnezeu îi dă unele revelații și începe să vorbească cu el. Oh, bineînțeles că și el a învățat, că doar nu știa să audă vocea Domnului, nu știa să-L vadă pe Dumnezeu. A trebuit să-L învețe și Măgărița. Măgărița, până la urmă, a văzut mai bine decât el, dar a învățat. Și această descoperire pe care Dumnezeu i-o face este progresivă. Așa cum am spus, în primele două descoperiri, el aude cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă cuvinte. Iar apoi, în capitolul 24, pentru că descoperirile sunt în patru etape, capitolul 24 este diferit. Deja începe să privească altfel, începe să înțeleagă altfel. Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvinteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece. Adică el recurgea la niște metode ciudate, ci și-a întors fața spre pustie. Balaam a ridicat ochii și a văzut pe Israel stăbărât în corturi după semințile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. N-a mai zis până acum că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Aici deja Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Balaam și-a rostit prorocia și a zis: iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, omul cu ochii deschiși. Omul cu ochii deschiși. Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, a auzit cuvintele lui Dumnezeu, a văzut vedenia lui Dumnezeu, ceea ce nu a văzut până acum, și a căzut cu fața la pământ. Și atunci Dumnezeu îi se descoperă mai adânc și descoperă mai mult planul lui. Asta este a treia parte a descoperirii lui. În ultima și a patra parte despre care am citit și la care ne referim astăzi, apare ceva în plus. De aia am spus că descoperirea lui Dumnezeu este progresivă pentru cei care vor să-L vadă și să-L caute. Și asta învățăm de la Balaam. În ceea ce am citit, e o diferență de la primele versete ale capitolului și celelalte capitole începând cu versetul 15. Și acolo spune că el cunoaște planurile celui atotputernic. Acum deja Dumnezeu descoperă și ceea ce vrea să facă, ceea ce urmează, ceea ce vine după. Și de aceea, dacă noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu până la a cunoaște planul lui Dumnezeu, până a primi revelații despre viitor, despre ceea ce vrea Dumnezeu să facă, este un timp și este un progres.
De la auzi vocea lui Dumnezeu, de la vedea vocea lui Dumnezeu, și așa înțeleg eu, și a ști planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu îl știm și știm cu toții că planul lui Dumnezeu este mântuire, este binecuvântare, este viață. Dar când e vorba de particularități al planului lui Dumnezeu, când e vorba de lucruri specifice, personale uneori, atunci e un progres. Ceea ce mai văd la Balaam și ceea ce am învățat de la el, cu toate că putem să învățăm puține lucruri de la el, așa cum am spus, bune, este faptul că el avea ochii deschiși. Ca să-l vedem pe Iisus, ca oamenii să poată să-l vadă pe Iisus, trebuie să aibă ochii deschiși. Și este lucrul care se repetă de două ori. Și în primele versete, și în versetele care le-am citit din capitolul 24. Ochii deschiși. Prima dată zice, eu am ochii deschiși. Apoi spune, aud cuvântul lui Dumnezeu, văd vederea celui atotputernic, cad cu fața la pământ și iară, am ochii deschiși. Păi atunci dacă a căzut cu fața la pământ și s-a închinat, este și asta un lucru bun, este și asta un lucru minunat. Atunci, cum e posibil să îl vezi? Ce mai vezi când cazi cu fața la pământ? Sau ce putem să vedem când închidem ochii? Ei, aici este vorba despre ochii spirituali, despre ochii inimii, despre ochii minții. Așa trebuie să-L vedem pe Iisus și trebuie să-L înțelegem. Nu doar fizic, pentru că fizic se arată foarte puțin și foarte puțin l-au văzut sau poate aproape nimeni în zilele noastre, probabil într-un vis, într-o vedenie. Dar cu ochii minții putem să-L vedem. Putem să-L vedem și atunci când stăm în rugăciune, în închinare, când îl căutăm și spunem, te văd, Iisuse, și într-adevăr vedem mărăția Lui, vedem slava Lui, vedem puterea Lui, vedem gloria Lui. Putem să-L vedem atunci când noi ne odihnim și când dormim. Și nu e așa că foarte mulți dintre dumneavoastră poate L-au văzut și în vis pe Iisus și erau cu ochii închiși, dar ochii erau deschiși cei ai inimii, cei ai minții. Chiar mi s-a întâmplat și mie, nu de mult, când am stat înaintea lui Dumnezeu pentru familia mea, pentru soția mea, mă rugam și am zis, acum stau și mă rog astăzi, în noaptea asta, și mă tot rog și mă tot rog până primesc un răspuns de la Dumnezeu. Și așa, tot rugându-mă, bineînțeles că am adormit. Și totuși, chiar dacă ochii mei au fost închiși, consider că ochii spirituali au rămas deschiși și Dumnezeu mi-a arătat niște lucruri, niște binecuvântări și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune printr-un vis, să spun așa. Așa că Dumnezeu se arată și astăzi și celor care au ochii deschiși fizic, dar și celor să vadă ce e în jurul lor, dar să aibă ochii spirituali deschiși, chiar și atunci când se roagă, chiar și atunci când dorm, chiar și atunci când nu pot să țină ochii deschiși fizic. Ăsta avea ochii deschiși și avea de două ori. Avea dublu, deschiși dublu. Balaam. Și de-aia l-a văzut pe Iisus și l-a văzut pe Dumnezeu. În Luca, Iisus spune în capitolul 19 că au fost momente pentru poporul său când ar fi putut să vadă lucrurile care îi dădeau pacea. Am vorbit despre pace, despre lucruri care se presupunea în acea urare care am primit-o, că ar fi putut să-mi dea pacea și nu pot. Lucrurile care pot să-ți dea pacea și care pot să ne dea pacea e Iisus, e persoana Lui. Să-L privesc pe El, să-L primească pe El, acesta ar fi fost lucru care ar fi putut să le dea lor pacea și care poate să ne dea nouă pacea, dar spune Iisus, acum sunt ascunse de ochii voștri. Acum sunt ascunse. Luca 19:42. Sunt ascunse de ochii voștri. Așa că dacă nu ne deschidem ochii să-L vedem, poate că ajungem într-un moment în care să fie ascunse de ochii noștri aceste lucruri. Balaam îl vede. Îl vede pentru că și-a dorit și-a propus și-a căutat să-L vadă. Îl vede pentru că Iisus vrea să se descopere oricui. Îl vede pentru că a insistat în aceste lucruri și pentru că a avut ochii deschiși. Vede o lumină, vede o stea, vede o călăuză. Și e foarte interesant că profeția aceasta ar fi putut să inspire pe magii care s-au gândit și au văzut și s-a păstrat această profeție
Și a văzut că, uite, acolo trebuie să apară o stea și asta înseamnă că s-a născut un împărat, un stăpân, un domn. Și de-aia îmi plac mie foarte, foarte mult lumini, luminițe. Îmi plac foarte mult luminițele și mă inspiră pentru că mi-amintesc de Iisus care e lumina, care e călăuza, care e direcția noastră. Atunci nu aveau lanternuțe, nu aveau beculețe, ceea ce era frumos și luminile care le puteau admira ei cel mai mult. Și bineînțeles că și astăzi erau stelele, o stea, o călăuză, o direcție, o lumină, care cu cât se apropie mai mult de noi, cu atâta ne luminează mai mult, cu atâta împrăștie lumină în jurul nostru, în jurul ei și intră acea lumină și în viața noastră. Vede un toiac de cârmuire, vede o împărăție, o conducere, vede în Iisus un lider puternic, atotputernic, vede împărăția Domnului, pentru că un toiag, un împărat, avea o împărăție și înțelege că va urma să fie o împărăție. Vede stăpânirea pe care Iisus o are. El se face stăpân, de trei ori spune, se face stăpân, se face stăpân. El străpunge laturile Moabului, prăpădește pe toți copiii lui Seth. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, iar apoi în versetul 19, cel ce se naște din Iacob domnește ca stăpânitor, stăpânitor pe toată lumea, peste tot universul e stăpân. Oh, ce bine a văzut Balaam, ce bine a văzut Balaam. Și mă mir, așa cum a spus, că a putut să vadă așa bine. Dar mă mai mir mai tare de altceva, că după ce a văzut așa bine, și după ce a înțeles planul lui Dumnezeu, nu a rămas acolo. Nu a rămas în acea binecuvântare. Că el spune, aș fi vrut și aș dori să mor de moartea celor neprihăniți. Și nu se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că el pleacă acasă și tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost ucis cu sabia de izraeliți. Se duce acasă și Israelul vine și acaparează toate împărățiile, toate domeniile din jur, toate terenurile și până la urmă biruiește și locul unde el stătea și el ajunge să fie ucis cu sabia și nu moare de moartea celor neprihăniți și nu are parte de acele binecuvântări pe care le-a rostit față de poporul Domnului. De ce? Pentru că nu a rămas în ceea ce a învățat. S-a dus acasă. S-a dus la poporul lui, el s-a dus acasă, a fost distrus, a fost ucis. Balac s-a dus și el la poporul lui, la treburile lui, la viața lui. A fost biruit de poporul Domnului și de același Duh care vine și care, și care este, de care este cuprins și Domnul nostru, care vine să cuprindă tot, să biruiască tot, pe toți dușmanii lui. Iisus. M-a mirat de el, da. M-a mirat că a văzut bine, dar mă miră foarte mult faptul că nu a rămas. Și de aceea nu e aproape doar, nu e de ajuns doar să vedem de aproape, nu e de ajuns doar să înțelegem planul lui Dumnezeu, nu e de ajuns să privesc, să-L privim pe Iisus, pentru că trebuie să rămânem cu El și în El. Și ce bine ar fi dacă toate lucrurile astea ce am spus, îl văd, îl privesc, să fie întotdeauna la prezent. Nu l-am văzut, nu l-am privit, nu m-a uimit, nu m-a impresionat așa cum l-a impresionat pe Balaam, ci la prezent. Acum îl văd, astăzi îl văd. Dar apoi să fie și mâine și să pot să pun și mâine. Îl văd și astăzi, și acum îl văd, îl văd în viața mea. Și apoi și poimâine să spun, îl văd și îl privesc. Și cum spune psalmistul, îl am totdeauna la dreapta mea. Și de aceea nu mă clatin și tot timpul să fie cu noi Iisus. De sărbători și după și în fiecare zi să fie la prezent și să spun, îl văd, îl văd. Astfel vom avea parte de binecuvântările care El ni le-a promis și de viața veșnică și de mântuire. Îl văd în binecuvântare, în binecuvântarea care mi-o dă. Îl văd în purtarea de grijă.
îl văd și în probleme, și în nevoi, și în deșert, și în lipsuri, și în slăbiciuni, pentru că știu că acolo este prezent El și mă formează și mă modelează. Îl văd în nevoile care apar, în slujirile în care trebuie să mă implic. Îl văd în lipsurile celor de lângă mine și îl văd în lucrurile frumoase. Să-L vedem pe Iisus în atmosferă, în decor, în frații noștri cu care avem părtășie, în familia noastră, în cei dragi ai noștri. Să-L vedem pe Iisus. Asta îmi doresc pentru dumneavoastră, pentru orașul nostru, pentru mine, pentru familia mea. Să-L vedem pe Iisus. Să-L vedem în credincioșia Lui, în răbdarea pe care o are cu noi, în călăuzirea pe care ne-o dă zi de zi. Să-L văd în puterea care și-o manifestă printre noi, prin poporul Său, și minunile care le face, și răspunsurile la rugăciuni, și să-L văd în marea Lui dragoste, care și-a exprimat-o față de noi, și înțelegem dragostea Lui prin faptul că s-a întrupat și a venit să moară pentru noi și a venit să trăiască cu pământenii și să ne arate viața pe care noi trebuie să o trăim după modelul Său. Tot așa, ca și atunci când El s-a născut și când a venit, poate puțini mai vor să-L vadă și atunci au fost puțini. Unul dintre ei a fost Simeon, căruia Dumnezeu i-a promis că n-o să moară până nu vede mântuirea lui Israel. Și el, după ce l-a văzut, a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, pot să mă duc, pentru că am văzut, am văzut. La fel și Ana, o prorociță foarte înaintată în vârstă, care probabil nu mai vedea bine cu ochii fizici, dar vedea foarte bine cu ochii spirituali, așa ca și Simeon. Ea l-a văzut pe Iisus și s-a bucurat și l-a binecuvântat. Astăzi cine îl mai așteaptă, cine îl mai vrea să-L vadă pe Iisus? Să dorim cu toții să-L vedem. Balaam nu a știut să-I dea un nume. A spus: îl văd, îl văd. Și n-a știut cum să-L numească. Haide să-I dăm un nume, haide să-L numim cumva, haide să-I spunem cumva lui Iisus astăzi. Simeon a zis: am văzut mântuirea, am văzut mântuirea. E bine să vedem în El mântuirea care ne-o aduce, izbăvirea din păcat, din moarte, trecerea de la moarte la viață prin Iisus. Isaia, în capitolul 9, spune că oamenii vor da nume. Interesant că oamenii îi vor da nume aici. Îl vor numi, ei îl vor numi. După felul în care se implică în viața noastră, după felul în care ne ajută, după felul în care acceptăm voia Lui și lucrarea Lui în inimile noastre, îl numim. Spune, îl vor numi minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al păcii, Domn. Haideți să stăm în picioare înaintea acestui Domn și acestui Stăpân și să-I dăm un nume și să-I spunem: Iisuse, vreau să Te văd, dar acum și mâine și poimâine și toată viața mea. Vreau să Te privesc, dar de aproape, și să nu văd nimic mai bine și mai frumos decât pe Tine. Și să spunem: Iisuse, vreau să Te numesc Mântuitor, Stăpân și Domn. Amin. Glorie.
Vrem să te vedem, vrem să te vedem așa cum Tu ești, mare și înălțat. Vrem să vedem jertfa Ta în fiecare zi, pentru că este lucrul cel mai prețios care ne-ai dăruit. Vrem să avem ochii deschiși și mai mult decât măreția Ta, vrem să vedem lucrul ăsta măreț care L-ai făcut pentru noi. Cum vom putea să înțelegem vreodată prețul care L-ai plătit pentru noi? Îți mulțumim că ești lumina lumii, îți mulțumim că ești salvarea noastră. Amin. Lumina lumii, prezența divină, ajută-mă să creat pentru Tine, speranță ne-ai dăruit. Toată închinarea, toată adorarea, Ție-ți dăruit.
mulțumim, Tată din ceruri, că ești veșnic, minunat și că ai fost în această dimineață prezent cu noi aici. Îți mulțumim pentru faptul că am fost îmbogățiți din punct de vedere spiritual. Îți mulțumim, Doamne, că prin cuvântul Tău ne-a fost descoperit Domnul nostru Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să împlinim voia Ta. Îți mulțumesc pentru cei prezenți. Mă rog să binecuvintezi ziua aceasta în continuare. Duhul Tău, Doamne, să rămână peste noi, să ne călăuzească și în toate să fii slăvit. Prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru ziua aceasta și pentru prezența Domnului aici cu noi. Mulțumim Domnului și pentru prezența dumneavoastră și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim celor care ne-ați vizitat în această zi. Vă invităm să reveniți ori de câte ori aveți ocazia și să fiți împreună cu noi la părtășie. Așa după cum știți cu toții, de seară avem evenimentul pe care noi l-am numit concertul de colinde. Dorim să fim foarte primitori și ospitalieri cu invitații noștri, așa că dacă credeți că mai este necesar, puteți să vă sunați prietenii și să aveți o confirmare din partea lor că vor fi prezenți aici. De asemenea, dorim ca să-i primim cu toată căldura inimii pe cei care vor veni aici, să le oferim locurile, chiar dacă noi unii vom sta în picioare, cred că nu este nicio problemă, va fi atât de bine încât nu o să ne doară nici măcar picioarele dacă vom da locul nostru celor care vor veni aici. De asemenea, doresc ca să îi invit pe toți cei implicați în slujire să vină din timp și Domnul ne va da binecuvântarea Lui în continuare. Amin. Nu uitați cuvântul Domnului în această zi și exemplu care a fost adus în fața noastră. Acest om, Balaam, l-a văzut, s-a plecat cu fața la pământ, dar nu l-a ascultat pe Domnul. Aș vrea ca tipul ăsta de om să nu fie niciodată prezent aici. Dar întreabă-te, Doamne, eu cum sunt? Am atâtea evidențe ale prezenței și dragostei Tale în viața mea. Am atâtea motive să Te urmez pe Tine și să ascult cuvântul Tău. Doresc ca Domnul să ne dea ochi deschiși, să-L vedem pe Iisus Hristos și să-L urmăm, să-L ascultăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să aveți o după-masă liniștită și de seară, la ora 17, vom începe programul, dar la ora 16:25, hai 26, o să fim prezenți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și mulțumim tuturor celor care au slujit în această zi, din cuvânt, fratelui Mihai, echipa de laudă și închinare și dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.